Colegii mei au reușit să descopere și alte imagini. Am reușit să refacem o parte din drumul pe care Dincă l-a făcut miercurea și joia trecută. Haideți să-l vedem împreună. Miercuri, pe 24 iulie, Gheorghe Dincă pleacă de acasă dimineața. La ora 9:33, bărbatul trece pe lângă digul din Caracal. 15 minute mai târziu, Gheorghe Dincă e surprins de camerele de supraveghere în timp ce merge cu mașina pe drumul care duce spre Dobrosloveni. La 9:57, cel numit Monstrul din Caracal e filmat pe același drum, în timp ce se întoarce de la Dobrosloveni. 2 minute mai târziu, Dincă e surprins de alte camere de supraveghere în zona liceului Mihai Viteazul. La 10:17, bărbatul trece din nou pe lângă digul din Caracal, posibil spre casă. Următoarea zi, pe 25 iulie, Gheorghe Dincă pleacă de acasă. Nu se știe exact la ce oră. Însă la 8:40, știm că Gheorghe Dincă ajunge în zona Piața Victoriei. Timp de 3 minute, bărbatul rămâne în zona Piața Victoriei. Nu se știe exact la ce oră, dar în aceeași zi, Gheorghe Dincă ajunge în Craiova. De acolo își cumpără o cartelă telefonică dintr-un centru comercial. În jurul orei 10, Gheorghe Dincă pleacă de la centrul comercial din Craiova cu un taxi. Însă nu știm cu exactitate ce face bărbatul vreme de 28 de minute. La 10:30, Dincă o sună pe mama Alexandrei. După care, până la ora 11:51, acțiunile lui Dincă sunt necunoscute. La 12:09, Alexandra încheie brusc convorbirea cu poliția strigând: "Vine, vine!" E posibil ca acesta să fie momentul în care Gheorghe Dincă ajunge acasă. În intervalul 11:51, 12:12, nu se știe exact ce a făcut bărbatul. La ora 12:13, Gheorghe Dincă este adus în zona Piața Victoriei de un posibil complice. Dincă mai rămâne timp de 2 minute în zona Piața Victoriei. La ora 12:15, el pleacă din zona Piața Victoriei. 6 minute mai târziu, presupusul complice trece pe lângă primăria din Caracal. La scurt timp, acesta e urmat de Gheorghe Dincă. Iată filmul evenimentelor. Oameni buni, vă întreb și pe voi cei de acasă și aș vrea să vă reamintesc că dacă aveți informații de orice tip despre Gheorghe Dincă sau despre fete, să ne le transmiteți. Pot să fac eu o precizare, te rog, Cristina? Te rog, Sorin. Nu e momentul de glume. Sunt foarte mulți șugubeți acolo prin oraș. Și noi și-am primit sau unii și care vorbește gura fără ei. Oameni buni, este mai serios decât vă puteți închipui. Terminați-o. Deci am întrebat din prima zi. Că fata dăduse niște elemente, inclusiv ăsta, cu faptul că este într-un servis. Și l-am întrebat pe unul dintre oamenii de acolo. Dom'le, câte servisuri sunt în Caracal? 70. Bă, 70 de mașini nu cred că sunt în Caracal. Poate a socotit și carul ăla care a fost implicat în evenimentul rutier de acum timp, de a rămas eu, în legendă. Eu vreau să te întreb așa, Sorin. Deci să termine cu șugubețelile astea. Și cu glumele proaste. Și pentru că nu ajută la nimic. Uite, și pe cei de acasă și pe voi, stimați invitați, vă întreb. Credeți că e posibil să fi fost anunțat de poliție? Da. De cei? Da. De polițiștii, da, care ar putea fi în cârdășie? Da, de polițiști sau de procuror. Și spun cu toată seriozitatea deci treaba asta. Că la procuror, acolo s-ar părea că e o mafia. Da, mână, da, în mână, da, cu poliția, cu niște oameni de acolo. Eu nu zic că polițiștii sunt incapabili, nu. Și știu că în poliție sunt niște oameni extraordinari care au dus la rezolvarea unor crime extraordinar de violente și așa mai departe și cazuri foarte importante. Mă, da, sunt și niște unii serios și aici nu mă am poate contrazice nimeni. Am văzut înregistrarea de la 112, am văzut. Deci, credeți, da, că e posibil să fi fost anunțat? Da. Și el să se fi întors atunci urgent, hai domne să rezolvă iar cazul. Iar toată tragerea asta, nu știu dacă atunci a fost anunțat, dar toată tragerea asta de timp, nu-i cam pe care ciudată, o vedem inclusiv pentru toată până lumea în ziua de azi, spectacolul ăsta de sunet și lumină. Că mâine poimine o să le spună că a aruncat o târnava mică și o să ducă la Alba Iulia. Până să-mi spună și doamna psiholog, apropo de profilul omului, deci care totul știm, este o tragere de timp. Ei vor să ascundă ceva. În intervalul 11 și, când a sunat fata, 12 și până ajunge ăsta acasă, miliția n-a ceva făcut s-a nimic. Întâmplat. Nu, miliția n-a domnul făcut Coarnă, nimic. Domnul Coarnă, aș vrea să-mi spuneți și dumneavoastră, din punctul de vedere al dumneavoastră, ca om al legii,
nu ca reprezentant al tuturor politicienilor. Ca simplu cetățean. Vă rog din suflet să-mi spuneți ce vedeți noastră aici. Vreau să fac o precizare de început. Eu niciodată în viața mea n-am fost măcar o dată în Caracal. Primul element. Al doilea, nu cunosc pe nimeni din Poliția Caracal. Ca să vorbesc cu domnul Mira, am cerut număr de contact de la liderul meu sindicat din zonă ca să pot să mă pun de acord. Ca să fac niște precizări, să înțeleagă toată lumea. Okay. N-am fost odată în Caracal, niciodată n-am vorbit Hai cu Mira. Hai să vorbim de modus operandi. Această cercetare la fața locului, la mișto, făcută în jumătate de zi. Problemele de fond, și dacă sunt și sunt clar mari probleme aici, sunt la nivel de management. Este foarte clar din ce am văzut eu în ultimele zile și acolo vorbim. Ați văzut Caterinca aia din teren cu poarta, cu dat, cu piciorul, sărit peste garduri. Și chiar cascadorii râsului serios. Aia este o scenă celebră la Chaplin. Vă las, vă las, spuneți. Gata, gata, nu mă întrerupeți. Deci vedeți cum e când te întrerupe cineva, domnul Coartă. Nu mai zic, vă rog. Spuneți, domnul Coartă. Am făcut niște precizări foarte clare. N-am avut nicio problemă și n-am cu acești oameni din Caracal, din poliție, de unde vreți dumneavoastră. Ce am văzut eu, și probabil ancheta va confirma sau va infirma ceea ce spun eu, probleme în gestionarea acestui caz, nu știu dacă cu intenție sau culpă, sunt la nivel de management. La nivel de management, la nivel de management al poliției din județul Olt și la nivel de management al procurorilor. Sigur că cei de jos, executanții, de multe ori să și vedea că lucrau după ureche, pentru că neavând o minte limpede care să știe să gestioneze situația, ei făceau niște lucruri. Dispecerul suna, oficerul de servicii trimitea, de acolo culegeau adică informații. Adică vreți să spuneți că au acționat așa la întâmplare? La un moment dat, cred că la întâmplare, pentru că am văzut că inspectorul șef de la Olt vine undeva seara pe la 20, deși polițiștii insistau și spuneam că avem o fată răpită. Domnul Coardă, haideți să lămurim și cu inspectorul șef. Adjunctul, zic. Era la două bilanțuri. Știm amândoi ce înseamnă. Nu, haideți să fie ce era împuternicit. Nu mai puțin, să ducea să-i controleze. Era împuternicit. Ăsta care nu poate să dea nicio... Inspector șef, era locțitor, că inspectorul șef era în concediu. Care n-au nicio... Așa, ce făcea dumneavoastră? Era la niște bilanțuri. Unde era? La ce bilanță? Nu știu, la Potcoava. La teribila poliție din Potcoava, care are cazuri, nu așa. A greșit aici, v-am mai spus. După care urma să ducă la năpraznica poliție din Scornicești, unde se făcea și șprițul. Domnul Bălan, sunt de acord. Vreți să vă spun restaurantul care era pregătit? Dar să vă zic eu ce. Iar domnul comandant nu s-a închisit. Dacă... Hai să lăsăm nici să când suntem vă rog. De acord, nu mă lăsați atunci, Dumnezeu. Dar vă rog, vă rog, continuați, v-a oprit Sorin de la data asta. Nu stați un pic, că numai n-am discutat despre domnul Alexe niciodată cu dumneavoastră. Am discutat despre... Ce să discutăm de domnul Alex? Nu știu ce cu numele astea. Deci Alex este șeful poliției care trebuia să lase șprițul să ducă la butoane. Este corect. Aia a făcut. Sunt de acord cu dumneavoastră. Am spus și numele eu, ca să fiu mai clar și mai explicit. Ce vreți mai mult de atât? Continuăm. Deci sunt de acord cu domnul Bălan pe toată logica asta și clar faptele indică că acest domn Alexe, în loc să lase totul de la ora 11, când i s-a transmis clar că avem o problemă mare, o fată care apelează la 112 și spune că e violată. Și nu odată. Nu mai conta, o singură dată, la primul apel trebuia să plece instantaneu, să ia mașina să plece. Cred că i s-a domnule, avem o problemă, fata asta apelează mai mult deodată la telefon, la 112, nu scăpăm de ea, domne, asta chiar vreți să fie salvată. Avem niște proceduri în cauzele cu minori, la ora 20 o declanșează domnul Alexe. Sigur că oamenii de acolo, executanții... Nu se declanșează pe loc? Păi trebuia... Pe loc de eu spun că a declanșat-o la 20, aia spun și eu. Sunt în logica dumneavoastră. Nu, sigur că, noi sigur încercăm că... să ne verificăm informațiile cu Doamne, dumneavoastră. Eu când aveți dreptate, recunosc. Sigur că cei executanții, agenții de poliție din teren, au acționat haotic, neavând o minte limpede, o minte care să... Acum, nu știu dacă e intenție sau dacă e culpa. Asta va e foarte important că ați punctat asta. Dacă este intenție sau e întâmplare. Sau culpă. Dacă nu cumva sunt acolo niște mânuțe care și-au dat noroc. Eu aș vrea să fetele în mijloc traficate. Eu aș vrea să vă...